Este un tip violent, m-a bătut de nenumărate ori. N-am ce să fac pentru faptul că el știe că mi-este frică de el. Acestei femei, victima violenței domestice, îi vom spune Magdalena. L-a cunoscut pe bărbatul cu care a făcut cel de-al doilea copil în urmă cu 8 ani. A crezut că își poate reface viața. La vremea aceea a trecut printr-un divorț, prin durerea provocată de pierderea mamei și duce o luptă continuă cu viața alături de fiul ei cel mare, care are un grav handicap fizic. A îndurat bătăile acestui bărbat ani de zile. La un moment dat, individul nu a mai ținut cont de nimic și a lovit-o pe femeie de față cu copiii. M-a trântit cu capul de gresie, apoi mi-a pus piciorul pe cap, mi-a zis că îmi stârcește creierii. M-a băgat în cadă cu cuțitul la gât, băiatul era la ușa afară, a zis că îmi dă drumul la sânge, apa curgea rece în baie peste mine. M-a lumit pe mine. Aici mi-a dat o ceartă cu aia, cu scandal, cu amenințat cu cuțitul cu aia, la fac cu mine, la fac. Mi-am pus cuțitul la gât. Femeia spune că gelozia și consumul excesiv de alcool l-ar fi făcut pe bărbatul de lângă ea să devină atât de agresiv. Locuiește chiar în casa Magdalenei, dar pleacă mai tot timpul în străinătate. Femeia se trezește cu el la ușă și spune că este nevoită să-l primească, de teamă. Păi mie mi-este frică în felul următor, să nu vină de să bea ceva și îmi dă una în cap, mă omoră și rămâne pe drumuri. Am făcut plângere la poliție, i-a dat câteva amenzi și atât. Cea mai mare frică a femeii este ca nu cumva bărbatul să îl ia pe fiul cel mic pe care l-au împreună. O amenință cu acest lucru ori de câte ori vorbesc și chiar prin mesaje scrise pe telefonul mobil. Stai liniștită, fă că David nu rămâne cu tine, la tine. Ești ocupat așa în fața blocului copiii. Femeia încearcă să obțină un ordin de restricție pentru ca bărbatul să nu se mai apropie de ea. Individul are dosar penal pentru amenințări.